Mergem mai departe și schimbăm subiectul. Accident înfiorător în județul Neamț. Două mașini conduse de doi verișori s-au lovit violent, apoi s-au rostogolit și au ajuns în curțile a două case. În fiecare dintre autoturisme se afla câte un grup de tineri, trei tineri, dintre care doi frați au murit. Alți trei sunt grav răniți și au fost transportați la spital. Raul, Alex și Cristian, de 17, 18 și respectiv 23 de ani, au pierit în tragicul accident care a avut loc în Neamț. Accidentul teribil s-a produs în jurul orei 0:45 de minute pe un drum din localitatea Pârâul Pântei, comuna Borca. Tinerii se aflau în două mașini separate, moment în care s-au ciocnit violent. În urma impactului, cele două mașini au sărit de pe șosea și s-au răsturnat în curțile a două case. Practic, gardurile, geamul unei case și o anexă au fost distruse. Cei trei tineri de 17, 18 și 23 de ani nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Aceștia au rămas încarcerați și nu au putut fi salvați. Ceilalți trei tineri, două fete și un băiat, au primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi au fost transportați în stare gravă la spital. Inițial au fost duși la Târgu Neamț, după care au fost transferați la spitalul din Piatra Neamț. Din primele verificări ale polițiștilor, se pare că unul dintre cele două autoturisme implicate în accident nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de cealaltă mașină care se deplasa în fața sa. Întreaga comunitate a primit vestea ca un șoc, iar oamenii au venit și au aprins candele la locul accidentului. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.